Sfinte Părinte, te rog din tot sufletul să binecuvintezi cu prezența ta și cu harul tău adunarea noastră. Să fie ca și cum am fi la oaltă. Să se întâmple, Doamne, așa cum se întâmplă întotdeauna când Tu ne vorbești. Când Tu ești cu noi și când ne binecuvintezi. În numele Domnului Isus își cerem asta. Amin. Dați mei, aș dori cu bunăvoința dumneavoastră și prin harul celui ce ne iubește și ne-a mântuit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 10. Și aici este uh, acea realitate care provoacă extraordinar viața noastră de credință. Și anume, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Vă rog să observați elementul extrem de personal pe care îl găsesc aici în această, în această declarație extraordinară a lui Pavel în legătură cu sine și să-L cunosc pe El. Dragii mei, a fost o vreme în care Apostolul Pavel cunoștea foarte multe lucruri, dar nu-L cunoștea pe Isus Hristos. A fost o vreme când Pavel cunoștea uh, toată Scriptura Vechiului Testament, când cunoștea Universitatea Înțelepciunii Ebraice, îl cunoscuse pe marele filozof Gamaliel, stătuse la picioarele lui și învățase din ceea ce omul acesta reușise să adune. Așa cum știți, fusese un tânăr de viitor al națiunii sale. Cei ce îl recrutaseră, probabil gândiseră cam așa, dacă am avea câțiva tineri ca Pavel, ca Saul, adică, și câțiva tineri cu referire la regulile ebraice, se spune așa, dacă ai avea 10 persoane, 10 persoane, care să aibă timp și suficientă forță financiară, atunci poți construi o sinagogă. Zece persoane ca să slujească o sinagogă e destul. Mai târziu, în rândurile ordinelor catolice se spunea la fel, dacă ai 12 persoane cât a avut Isus Hristos ucenici, atunci poți să ai o celulă a ordinului respectiv pentru a construi un turn și pentru ca respectivii să aibă grijă de tot ceea ce înseamnă misiunea lor acolo. 10 persoane, 12 persoane reprezintă nucleul, zic ei, necesar pentru ca să construiești pentru ca să ridici o biserică. Deci, tânărul Pavel a fost acela care, într-adevăr, a reprezentat un ideal, un ideal al poporului evreu, un, un ideal extraordinar. L-au ales, la vârstă tânără, l-au pus în mijlocul lor nu doar ca să învețe, pentru că de învățat era învățat, dar pentru ca să creeze, să-și creeze legături, să-și creeze legături de simpatie, să-și creeze legături sau relații funcționale cu toți aceia care reprezentau judecătorii poporului evreu, cunoscătorii scripturii poporului evreu, dar mai mult decât orice. Și rețineți lucrul ăsta. Sinediul era locul în care se adunaseră oamenii care erau specializați în cunoașterea lui Mesia. Cu alte cuvinte, era organismul acela mesianic care, atunci când ar fi venit Isus Hristos sau Mesia, s-ar fi născut oriunde, în orice condiție, pe teritoriul poporului evreu iar ar fi trebuit să-l recunoască, să-l îmbrățișeze și să aibă grijă să pună toată națiunea la dispoziția eliberării poporului evreu și la dispoziția lui Mesia. Asta era, asta era menirea, calificarea sinegului. Să nu uităm că poporul evreu era un popor mesianic. El nu avea altă, alt rol în istorie. Dacă l-ai fi luat pe Mesia ca și țintă și ca și ideal al existenței lor, atunci poporul evreu s-ar fi autodizolvat. S-ar fi autodizolvat. Aveau foarte multe lucruri. Aveau legea, aveau prorocii, aveau psalmii, dar dacă li-l luai pe Mesia, toate aceste lucruri, deveneau fără valoare. Și deci, cu asta se ocupau. Mai mult decât atât, sau ceva în plus, în poporul Israel s-au ridicat pe rând oameni care au pus pe sufletul lor salvarea națiunii și s-au numit Mesia. Au cerut ca poporul să-i urmeze. Au organizat și inițiat revolte împotriva romanilor și au vrut să-i libereze poporul. De fiecare dată Sinedul era chemat să verifice dacă aceștia erau Mesia cu adevărat sau nu. Ei, dintre aceștia a început să facă parte tânărul sau. Menirea lui de a-l recunoaște pe Mesia a devenit extrem de importantă. Și în timp ce el era la universitate, la picioarele lui Gamaliel, în zona lui, în zona lui, a apărut o tulburare ciudată. Un lanț profetic a început să apară. Prima zală a fost Ioan Botezătorul. s-a ridicat, a început să vorbească, mulțimile au mers la el. Sinediul a trimis oameni care să verifice calitatea și poziția lui Ioan Botezătorul, l-au întrebat: "Ești tu Mesia?" Ioan Botezătorul a zis: "Nu sunt eu Mesia, nu sunt, eu sunt doar glasul celui ce strigă în pustie, dar fiți atenți că în mijlocul vostru este unul mai mare ca mine, căruia eu nu sunt în stare să-i dezleg încălțămintele. Și lucrul ăsta se întâmplă, fiți atenți, înainte de botezul Domnului Isus Hristos. Sunt avertizați de faptul că urmează zala numărul 2. Ioan Botezătorul se întâlnește cu Domnul Isus Hristos la botez. Îl recunoaște. Și îl prezintă tuturor celor ce erau acolo, miilor de oameni sau sutelor de oameni care erau prezent și spune Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vorba se duce în popor. Oamenii se uită în stânga, în dreapta. Îl recunosc pe Isus Hristos. Au gestul acela spontan să se uită la el să, și să descopere în el pe Mesia. Dar văd în el un om ca oricare altul. Puțin sunt impresionați de ceea ce spune Ioan Botezătorul. Doar doi dintre ucenicii lui se adresează lui Isus Hristos și îi spun, știi, am vrea să vedem unde locuiești. Și s-au dus acasă la el. Se numește vizita mântuitoare. Extraordinar. Au stat de vorbă cu el și la scurtă vreme spun, el e Mesia. Dragii mei, vorba se duce. Ceea ce spune Ioan Botezătorul se aude. Chiar dacă oamenii nu fac nimic, chiar dacă oamenii sunt blocați, sunt blocați datorită faptului că Domnul Iisus Hristos era ca o drasă care crește într-un pământ sterp, care nu avea nici frumusețe, nici strălucire, nimic ca să-ți atragă privirile, n avei, te uitai la el și nu vedeai nimic. Trebuia să fii duhovnicesc ca să vezi ceva. Dacă mă uitam cu ochelarii mei și așa cum ne uităm noi unii la alții astăzi, Mântuitorul nu prezenta nimic, nu prezenta nicio promisiune, nicio garanție, nicio nimic. E așa de periculos jocul ăsta cu privirile noastre încrederea pe care o avem în noi, așa periculoasă. Au știut că e cineva în mijlocul lor. S-au uitat după el, toți. Și aduceau aminte că cu vreo 30 de ani în urmă, irodii chemase pe aceiași specialiști în sala de audiență și îi întrebase foarte direct. Spune-mi, te rog, unde se va naște împăratul vostru? Unde se va naște? Iar ei îl informaseră după mica cinci, că în Betlehem. Și și aduceau aminte foarte bine că Irod trimisese acolo ostașii lui ca să o ucidă pe toți pruncii sub doi ani de zile în jos. Lucrul ăsta nu putea să fie scos din mintea lor. Era o traumă națională. Prorocul spusese, Rahela își plângea copiii. Să fi uitat în timp de 30 de ani lucrul acesta, mă îndoiesc. Și atunci, observați că ei, în momentul acesta, ar trebui să unească aceste evenimente, să coroboreze aceste date. Uciderea pruncilor, venirea magilor, teama lui Rod de un nou rival, ridicarea lui Ioan Botezătorul, care nu este altceva decât, zice el, un înainte mărgător al lui Mesia. Înseamnă că Mesia e pe aici. Și în timp ce lucrurile mergeau în felul acesta, la nivelul poporului se ridică un altul. După Ioan Botezătorul, un altul. Și în timp ce Ioan Botezătorul scade, în momentul acela începe să ridice acest al doilea, care este o nouă zală și se formează, așa cum am spus, lanțul acela profetic. Ioan Botezătorul 1 începe să dispară, începe a doua etapă. Etapa aceasta este extrem de glorioasă. Ei bine, în timp ce lucrurile se întâmplă așa, Pavel era în facultate, împreună cu Gamaliel, Știți ce se întâmplă într-o facultate? Într-o facultate se studiază într-adevăr și scrierile vechi. Dar întotdeauna se fac exerciții de aplicație la ziua prezentă. Și fără discuție ei au trebuit să ia în considerație evenimentele care aveau loc acolo. Fără discuție. Între studenții de acolo s-au ridicat întrebări, au discutat filozofic, e posibil ca Iisus Hristos să fie Mesia? Fără discuții au făcut un proiect pilot la facultatea lor, ca și cum ar fi în Sinediu să stabilească, este Iisus Hristos sau nu este Iisus Hristos, Hristos Mesia? Mai ales că Iisus Hristos pretindea că El este Mesia. Sinediul era tulburat. Cum să nu fie tulburată și facultatea pe care o avea Sinegiul? Este ca și cum ai ă, avea un seminar afiliat la o uniune de conferințe și tot ceea ce se întâmplă în Uniunea respectivă ajunge în momentul respectiv la studenții de acolo, la profesorii de acolo și profesorii legii discută cu studenților ce se întâmplă. Și ajung la concluzia că nu poate să fie Mesia. Studenții se liniștesc, profesorii își văd mai departe de lucruri, Domnul Iisus Hristos continuă mai departe misiunea sa din etapă în etapă. Într-o zi, într-o zi află, într-o zi află foarte serios că Mesia acesta nou și-a găsit sfârșitul și că a fost condamnat de națiunea iudaică, în mod expres de sinedru a fost condamnat la moarte. Nicio problemă. Toți studenții au fost de acord. Pavel a fost de acord și el. Au trecut vreo trei ani de zile și sinedrul este din nou confruntat cu rămășițele acelui profet. Și în sinedru este adus Ștefan Sinedul îl interoghează pe Ștefan. Sinedul îl verifică pe Ștefan. Și în timpul interogației lui, cuvântul spune că fața lui Ștefan a început să strălucească ca o față de înger. Saul era acolo și vedea fața de înger. Cartea Faptelor Apostolilor spune că acea, acea înfățișare l-a neliniștit pe Pavel din nou, din nou semne de întrebare s-au ridicat în mintea lui și problema a fost, este sau nu este el? Dacă este el un trimis special al lui Dumnezeu? Pentru că se pare că o confirmare supraumană s-a așezat asupra lui. S-a dus la relațiile lui, la prietenii lui, care de data aceasta erau cei din Sinedriu, la specialiștii mesianici, și întreabă în legătură cu este sau nu este. Și ei îl lămuresc din nou că nu poate să fie. Rezultatul este că, în momentul în care Ștefan este ucis cu pietre, este, pie este lapidat, Ștefan nu mai stă de... Iertați-mă, Pavel nu mai stă departe. La crucificarea Domnului Isus Hristos n-a fost acolo. Dar acum la lapidarea lui Ștefan, e acolo. Și îți dă și el votul pentru moartea lui în Sinedru și păzește hainele celor ce îl păzeau și îl executau pe Ștefan. Și apoi, din... Dintr-o atitudine dură, el merge într-o atitudine și mai dură. Se duce la Sinedru și spune, dați-mi scrisori de împuternicire, că eu mă duc să scot din existență tot ceea ce a mai rămas din amintirea lui Isus Hristos. Se duce la Damasc, să-i aresteze și să stârpească pământul de creștini de acolo. Pe drumul spre Damasc. Prezența lui Isus Hristos îl trântește de pe cale. Și, în timp ce își aduna energiile din țărână, întreabă orbecăind cine ești, Doamne. Și au de răspunsul acela. Eu sunt Isus, cel pe care îl prigonești. Sigur că, da, toate aceste lucruri le știm cu toții. Vreau să vă puneți un minut în pielea lui, în pielea lui Pavel, în pielea lui Saul. Un minut. Până acum cinci minute călărea fiind ferm convins că datoria lui este să nimicească de pe pământ astfel de oameni, pentru că sunt o primejdie pentru omenire, o nenorocire pentru religia iudaică, că sunt vrăjmașii oricărei, oricărui lucru bun. Și acum descoperă că el e greșit. Că el este vrăjmașul oricărui lucru bun. Că el, de fapt, se luptă cu Dumnezeu. Și lucrul cel mai dureros, probabil, pentru el este că Mesia venise, că trăise, fusese contemporan cu el și că el, care era chemat să-l recunoască pe Mesia, asta era, asta era destinul lui, calificarea lui. Pentru asta trăia el. El nu fusese în stare să-l scopere pe Iisus ba mai mult îl condamnase la moarte. Puteți trăi șocul. Puteți trăi șocul. N-am încă cinat băut trei zile. Orbit de viziunea aceasta, rămânând în fața ochilor cu imaginea strălucitoare a chipului lui Iisus Hristos, tot timpul orbirii sale, n-a văzut nimic altceva. Vă puteți da seama de întrebările care erau în mintea lui. Cum a fost posibil să ratez? Cum a fost posibil să greșesc? Cum a fost posibil să nu văd? Cum a fost posibil să nu înțeleg? Dacă pentru asta a trebuit să exist, cum a putut să fie lucrul acesta cea mai, cel mai mare eșec al existenței mele? Cum este posibil? Vine Anania la el, trimis din partea bisericii, se roagă pentru el, îi cad solzii de pe ochi, începe să vadă primește botezul, devine creștin peste noapte. Adică îl trimit de la Ierusalim iudeu ca să ucidă pe creștini și ajunge la Damasc creștini vorbind împotriva iudeilor. Ceea ce se întâmplă este, este uluitor. Cu toate astea, se întâmplă ceva și mai fascinant. Apostolul Pavel, care încă nu e apostol, e în, devin, e în devenire, simte că nu poate să meargă mai departe așa. Și în Galateni ne mărturisește că s-a retras. Deși inima îi îi ardea să vorbească mai departe despre cele ce îi se întâmplaseră, se retrage și timp de trei ani de zile se retrage deoparte în Arabia, își pune mâna la gură, oprește șuvoiul vorbelor și a energiei care îi sunt, sunt caracteristicele lui și stă trei ani de zile în Arabia. Ce face? Apostolul Pavel mărturisește mai de mult sau mai târziu, iertați-mă, mărturisește faptul că i-au fost încredințate lucruri speciale. Spre exemplu, în Corinteni, atunci când vorbește despre cina Domnului, el spune așa, căci n-am primit de la oameni ceea ce v-am învățat. Ce am primit de la Domnul, ceea ce am învățat. Și anume că în noaptea trădării Lui, El a luat o pâine, a împărțit-o, a spălat picioarele lui, și așa mai departe. Wow! Pavel, când se arăta Domnul? Lucrurile astea. Vreau să observați, Pavel primește din partea lui Dumnezeu o calificare prin Revelație. Urmează un timp de conversație cu Dumnezeu, un timp de apropiere de Dumnezeu cum n-a mai avut niciodată. Și este momentul în care Pavel, Pavel întruchipează textul pe care l-am spus să-l cunosc pe el, puterea învierii lui, părtășia suferințelor lui, să mă fac asemenea cu moartea lui. Ca să ajung, dacă voi putea, la situația în care el vorbește în galateni în Galateni. Versetul 1 cu 16. Pentru ca să descopere în mine pe Fiul Său, pe Cel ce nu L-am cunoscut, pe Cel pe lângă care am trecut, pe care L-am răstignit, pe care L-am negat, acum va trebui să fie descoperit în mine, nu în Scriptura scrisă, ci în mine. Și Apostolul Pavel timp de trei ani de zile se deschide față de această revelație a lui Isus Hristos, pentru că Isus Hristos să pătrundă în viața lui, să stea acolo și să ia în el și apoi chipul lui Pavel să reflecte chipul lui Isus Hristos mai departe. Asta este ceea ce se întâmplă în Arabia. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Vă spuneam că Pavel este un cărturar. Vă spuneam că, din punct de vedere al pregătirii, toți cei ce erau în Sinediu trebuiau să fie un specialist ai legii, ai prorocilor, ai psalmilor. Trebuia să știe istoria sacră, trebuia să știe toate elementele acestea pentru ca ei să le ia pe toate împreună și cu ele să-l identifice pe Mesia. Astea, acestea au fost uneltele lor. Acestea au fost... Lucrurile cu care ei trebuiau să opereze în cunoașterea și descoperirea lui Mesia. Și când Pavel se duce înapoi în pustie, el pleacă acolo. Niciodată Pavel nu pleacă fără cărți. Vă aduceți aminte în scrie ucenicului lui: Adun cărțile de piele. Este un om al cărții, nu se poate. El este prins de așa ceva. Se duce în pustie și reia toată. Școala lui. Tot Vechiul Testament. Toată scriptura Vechiului Testament. O ia de la început până la sfârșit. Și începe, ca în scriptura Vechiului Testament, să-l caute pe Isus Hristos, cum nu l-a căutat niciodată până acum. Era un specialist, un, un versat al Scripturii. Și nu-i ajunge. O mai ia încă o dată de la capăt, căutându-l pe Isus Hristos. Ceea ce descoper eu că a descoperit Pavel este uluitor. Vreți să citiți împreună cu mine Evrei, capitolul 1? Auziți cum îl descoperă el pe Domnul Isus Hristos versetul 5, căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și eu îi voi fi tată și tu îmi vei fi fiu. Citind din psalmul 2, era un psalm regal, dar faptul că el reușește, să-l aplice acum Domnului Isus Hristos este extraordinar. Vreau să te întreb, dacă tu ai citit psalmul 2 cu 7, fără să-l citești pe Pavel, l-ai aplicat vreodată Domnului Isus Hristos? Și răspunsul în dreptul meu este, eu aș fi trecut peste el cu ochii închiși. Și n-aș fi văzut niciodată pe Isus Hristos acolo. Și iată-l pe Pavel că îl vede, acum îl vede, înainte nu-l văzuse. Versetul 10. La început, Doamne, ai întemeiat pământul, cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta, vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Wow! Și tot pe Mesia îl vede și aici, tot pe Isus Hristos. Versetul 8, Scaunul tău de domnie, Dumnezeul este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Citează din Psalmul 45, versetele 6 și 7. Din nou sunt uimit. Cum poți să vezi tu pe Iisus Hristos acolo? Și din nou înțeleg că ceea ce a avut loc în Arabia a fost de fapt revelația pe care Duhul Sfânt o conduce și o realizează în acest om. U, mei, cu Pavel se întâmplă exact ceea ce s-a întâmplat când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu cei doi ucenici pe calea spre Emaus și Domnul Iisus Hristos le spune în versetul, deci Luca 24 cu 27, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Iisus Hristos a mai stat de vorbă și cu Pavel. Iisus Hristos i-a tălcuit totul. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit a fost subiectul discuției și conversației lui Pavel cu Mesia, cel pe care îl prigonise, cel pe care nu-l recunoscuse timp de trei ani de zile. Oh, nu mi se pare deloc, deloc, dar absolut deloc întâmplător că ucenicii l-au urmat pe Domnul Isus Hristos trei ani jumătate, iar Pavel a stat în pustie tot trei ani, tot ca un ucenic al lui Isus Hristos, pentru ca să-l poată înțelege. Apropo, tu de câtă vreme ești în biserică? Apropo, tu de câte vreme citești Scriptura? Apropo, tu de câte vreme îl cauți pe Iisus Hristos? De câte vreme? Vreau să te întreb. Ce ți-a spus Iisus Hristos? La finalul celor trei ani, Pavel înțelege atât de bine unde a greșit el personal și unde a trebuit să schimbe totul încât din această ședere în pustie s-a născut Cartea Evreilor. Și scrie neamului său și le spune: "Oameni buni, bine intenționați, voi care îl căutați pe Mesia, aveți grijă, haideți să vă spun unde am greșit noi că nu l-am recunoscut, că nu l-am primit, că nu i-am dat locul care îi se cuvenea." Și începe să le spună, și începe să le argumenteze, și începe să-i aducă încet, încet, în prezența unui cuvânt din Vechiul Testament, care vorbește tot, dar tot, numai despre Isus Hristos. Pentru că din momentul acela Pavel n-a mai învățat istorie în Vechiul Testament, n-a mai învățat înșirări de neamuri, genealogii, N-am mai învățat războaie, n-am mai învățat ritualuri de la Templu, nu, n-am mai învățat nimic din toate acestea. și am învățat un singur lucru, să-l cunosc pe el și puterea înghierii lui și părtă și a suferințelor lui, să mă fac asemenea cu moartea lor, ca să ajung, dacă voi putea, cu orice chip, la învierea din morți. Este extraordinar. și scrie epistola către evrei și le spune evreilor oameni buni ați făcut un legământ cu Dumnezeu pe dos și l-a numit el un legământ care e aproape de pieire pentru că ați făcut un legământ cu Dumnezeu în ceea ce privește lucrurile fără Hristos și în epistola către evrei în timp ce vorbește despre vechiul și noul legământ, el începe și spune, fiți atenți, Va a făgăduit Dumnezeu Canaanul și vi l-a dat. Voi ați luat Canaanul, dar n-ați primit odihna Canaanului. Fiți atenți că s-ar putea să fie la fel cu sabatul, să primiți sabatul și să nu primiți odihna sabatului. Apoi vorbește despre preoție și spune voi aveți preoții și vă mândriți cu ei? Dar ați uitat că există o altă preoție care n-are nimic de a face cu treburile voastre, cu rânduielile voastre. Este preoția lui Melchisedec, în virtutea căruia avem un mare preot care nu stă pe pământ, ci stă la dreapta Tatălui în ceruri. Puteți voi să-L să pierdeți pe Iisus Hristos, cel care stă la dreapta Tatălui? Wow! Lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit. Au fost cele care au luminat mintea oamenilor lui Dumnezeu din totdeauna. Frații mei, pentru mine, Pavel s-a pocăit pe drumul Damascului, dar a înțeles pocăința abia în Arabia. Pentru că acolo l-a găsit pe Iisus Hristos. Acolo l-a descoperit. Dumneavoastră, vă căutați Păstorul. Să facă cerul să. găsiți Păstorul Cel bun. Păstorul Cel bun care trebuie văzut cu ochi duhovnicești, nu cu ochi firești. Păstorul Cel bun care trebuie întotdeauna să ne călăuzească într-o manieră care depășește mintea noastră. La mintea omului nu s-a sui. Care depășește vederea noastră, cu ochii noștri întotdeauna ne blochează. Urechea aude lucruri, dar nu neapărat le și înțelege. E nevoie de, e nevoie de răsturnarea întregii noastre condiții la picioarele Domnului Isus Hristos. Pentru ca să descoperim păstorul. Vă doresc din suflet. Pentru asta, ochii duhovnicești, alifie pentru Vă doresc o gândire spirituală, duhovnicească extraordinară de care avem nevoie toți și vă doresc călăuzirea Duhului Sfânt. În primul rând pentru mântuirea dumneavoastră, pentru că nu se poate, nu se poate, decât dacă suntem mai întâi mântuiți, ca mai apoi să descoperim lucrurile lui Dumnezeu. Intrați, vă rog, în dumneavoastră și întâlniți-vă cu Isus Hristos. Și dacă vă dă jos de pe cald, și dacă vă trântește la pământ, n-are nimic. Vă aduceți aminte de definiția aceea, aruncarea în țărân a slavei omului pentru ca el să fie totul în tot ce asta? Vă aduceți aminte? era definiția îndreptățirii prin credință. Îndreptățirea prin credință este aruncarea în țărână a slavei omului. Pentru ca el să poată să fie domn. Doamne. Fasta cu mine. asta cu frații mei din New York. asta cu biserica de acolo. Pentru că cu 12 oameni ca Pavel, să înalți acolo, în orașul acesta, al celor mai mari provocări. Să înalți acolo o biserică lui Dumnezeu, care să fie ca un far salvator pentru toată lumea. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Cu bunăvăința dumneavoastră vă invit la o rugăciune. Părinte Sfânt, în genunchiem și stăm înaintea Ta, Doamne. Cu dorința ca sufletele noastre slabe și pustii să fie martori la descoperirea slavei Tale în viața noastră. Și dincolo de pocăința noastră, să înțelegem slava ta, iubirea ta și binecuvântarea ta. Amin!